Venise ziua cea mare, ziua în care prietenele mele trebuiau să-l cunoască mai bine pe noul meu iubit. Dar normal că cineva a trebuit să strige asta. Am ajuns să mă cer cu iubitul meu și chiar să mă izolez în casă pentru săptămâni întregi. Nu mai știam ce e cu mine și pe ce lume trăiesc, așa că trebuia să primesc un răspuns. Ce o să se întâmple la final, o să te șocheze! Cine nu dă like la video și cine nu se abonează la canal o să ajungă internat la Obregia. Doamne, făi fată, de când nu te-am mai văzut! Ia uite-le-s acolo, hai să mergem! Fetele, ce faceți, doamne? Mătușica, Dana, ce faci? Auzi, fă, pe aia o alegem! Da, aia brunetă, care tupeu cu mine și mie nu-mi plac astea. Haide, pune tot plicul, hai acum să nu vină nimeni. Tot plicul! Auleu, ce fac? Bine, l-am pus, auleu. Hai odată că vine asta. Fetelor, v-am adus băuturile. Mie e puțin cald. Nu știu de ce. Șase-te jos. Pune-te jos acolo, Adina, calmează-te. Bună, fetelor, mă simt foarte debusolată, mi s-au prăjit sinapsele, am gura uscată. Cineva, pentru că o să presupun că prietena voastră nu vrea să se omoare, i-a pus o cantitate enormă în pahar. E un miracol că în secunda asta prietena voastră trăiește și că nu e la 5 metri sub pământ. Te-am sunat pentru că am nevoie neapărat de o recomandare pentru un salon. Am tot sunat și am tot sunat, dar nimeni nu mă primește așa din scurt că n-am programare făcută. Am venit la tine pentru că am o ieșire în seara asta la un restaurant de lux cu iubitul meu, prietenele mele și am nevoie de o coafură foarte drăguță. Doamne, deci ce frumoasă sunt, firea aia dracu, deci ador, ce bine îmi stă cu breton. Mă bucur că-ți place, dar pe ce cont să pun plata? Plata, păi trece-o pe contul Covei că nu se supără. Auzi, nu vrei să-mi dai și mie numărul tău de telefon? Poate mai trec pe la tine, că-mi place maxim, maxim cum îmi faci părul. Nu știu cum dracu n-am dat de tine înainte, că acum că te am, nu mai scap de mine, făi fată. Da, sora mea, stai că iau faie să ți-l scriu. Auzi, fată, dar tu unde dracu locuiești aici prin Londești? Că nu te-am văzut ever. Păi stau la marginea orașului, doar că am niște vecini mai nebuni și... Stai lângă Margareta, deci doamne, data trecută când am trecut pe la ea, a vrut să dea cu ceva după mine, făi fată. Ai terminat fă să scrii numărul acolo? Păi, ți l-am scris pe foicica asta. Când ai nevoie, poți să mă suni. Bine atunci, hai te pup, sora mea, ne mai vedem, Te pa! pup, pa! Făcova, deci zi-mi tu, te rog frumos, ce dracu să fac, nu știu dacă să iau rochea asta roz, dar nu mi se vede bine decolteu. Și abia mi-a mărit dragul silicoanele, trebuie să se vadă ceva. Da, hai, văd eu cu ce mă îmbrac până la urmă, te pup, sora mea, hai, mă pun să-mi fac make-up-ul. Ok, să facem buzele. Ok, așa. Acum să facem ochii. Vai, deci cât de bine arată, făi, fată! Ok, acum că mi-am terminat machiajul, ia să văd cu ce dracu să mă îmbrac. Mai am o oră și trebuie să plec. Aoleu, nu-mi place rochia asta, deci e oribil. A! Nu te dracu, mi-am pus corsetul, lenjeria magică de la Oana Radu. Vai, unde l-am pus? Ioi, oare am dat cu destul cocoșane să nu se mai simtă mirosul de pișata lui Lesi? Deci nu pot să cred că l-am găsit în patul ei. Adina! Alo, Adina! Hai, fată, că am Hei, întârziat. Doamne, ce hei, bun, faci? scuze, scuze. Doamne, deci e superbă! Mulțumesc, la fel. Ioi, da, eu am stat o grămadă să-mi aleg dracu rochea, m-am și machiat singură, am mers la salon în ultimele secunde rămase. Și ce dracu să fac? Uite așa am ajuns să mă îmbrac. Deci, doamne, ești prea frumoasă, deci ești elegantă Da, rău! păi am luat rochea asta din arhiva de la Chanel și mă bucur că arată super bine pe mine și mă bucur și foarte mult că ne-ai anulat ieșirea, deci sunt super fericită. Doamne, deci cum dracu ai slăbit atât de mult, sora mea? Deci ești slabă rău. Păi,
Stai să-ți zic, deci m-au ținut acolo la spital, la perfuzii, mi-au dat vitamine, deci sunt, vai de capul meu, o scobitoare. Doamne, deci ce ți-a făcut acolo asistenta firea aia, dracu? Da, păi, da, hai să vorbim totuși mai mult la restaurant, pentru că mie că întârziem. Ah, ok, bine, hai să hai la cova. Cova! 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 Alo! Cova! Hey. A, ia uite, fă fie aia, dracu. Doamne, fetelor! Bună! Ce dracu fa... Doamne, deci arăt superb! Gorgeous! Mulțumesc mult, sis, dar nu prea pot să mă mișc. Mă mișc foarte greu în ea, sunt cam țeapănă. Și cum dracu mergem, fă la restaurant dacă tu nu poți să te miști în ea? Dacă mergem ușor, așa avem, deci nu e prin niciun problemă. Intră. Doamne, Adina, nu crezi că ai tăiat un pic cam mult? Nu cred, cred că e destul. Doamne, ce ai făcut cu rochia ta, deci? Na, era făcută designer din nisip, din nu știu ce, a băgat Adina forfeca direct în ea. Ok, da, da, asta bună treabă, Adina. Hai să mergem la Ciela, că deja am întârziat. Mi-a zis Ciela să intre cineva după ea în casă, că e înțepenită rău de la rochie și nu poate să deschidă ușile, așa că voi merge eu după ea. Ok. Bine. Doamne, într-un final am scos-o din sufragerie, deci nu-mi vine să cred. Doamne ajută! Oh my god! Bună, fetele, vă mulțumesc că ați venit după mine. Da, nu-i problemă, girl, dar hai să ne grăbim, că e târziu rău de tot. Auzi, blondo, da, ajuns iubitul tău acolo? Da, ajuns, hai să ne grăbim, dracu, că ne așteaptă acolo. Hai, că dau eu comandă de Bolt, hai. Hei, iubire! Oh, bună, ați ajuns și voi într-un final. Vă aștept de jumate de oră, dar important e că sunteți aici. Da, ne pare rău că am întârziat atât. Da, știu că relația noastră nu a început tocmai bine cu tot ce s-a întâmplat în oraș, dar acum că știm că totul este ok, chiar vrem să fim și noi în relație ok cu tine, din moment ce tu ești iubitul blondei. Da, desigur, și ați făcut foarte bine că ați avut îndoieli față de mine. Înseamnă că voi chiar țineți la blonda. Da, și eu țin foarte mult la ele. Cine știe unde dracu eram azi dacă nu le aveam pe ele. Păi, dacă toți suntem aici, nu ați vrea să vă povestesc și eu mai multe despre mine? De unde vreți să încep? Poți să începi prin a ne spune niște lucruri despre tine. Ah, păi, eu momentan muncesc ca... Da, iar voi, Cova și Ciela, de unde vă cunoașteți? Păi, Ciela e sora mea vitregă și ne-am cunoscut un pic mai târziu, dar eventual când ne-am cunoscut a venit și ea în grupul nostru de prietene. Ne-am înțeles toate perfect. Ia uzi, ce frumos! Noi chiar am crezut că tu o înșeli pe blonda cu vreo târfă din asta ieftină de pe inghetou, de oriunde. Și... Also, credeam că o folosești și pentru bani, pentru că așa se întâmplă mai nou, bărbații folosesc femeile bogate și, da, ne bucurăm că toate astea au fost informații false. Da, nu, eu o iubesc pe blonda foarte mult, n-aș putea niciodată să-i fac vreun rău. Sunteți gata, fă? Vă pot lua comanda sau mai stau 30 de minute după voi să vă cunoașteți? Nu ați avut timp acasă să-l întrebați pe ăsta de cât o are? Fix aici v-ați găsit. Eu aș dori o porție de creveți Black Tiger cu orez negru și un pahar de vin alb. Aha, următoarea. Eu vreau somonul ăsta cu lămâie și cu legume la abur. Legumele mexicane, da. Și adu-mi, te rog, un Sex on the Beach. Mama, dracu, ce poftea unele. Eu aș dori niște midi în sos de vin și un mojito, vă rog. V-ar sta în gât, fă, dacă ați comanda o pizza. Păi, eu aș dori... Ce dracu? What? Bârfe blondești? N-am închis-o pe Sasha, ce se întâmplă? Ia stai că scrie ceva aici. Blond ar trebui să-și comande destule băuturi acum, deoarece sigur îi va fi sete după ce va citi următorul paragraf.
Cât timp Adina și prietenele sale erau ocupate cu micul ei accident, care a început de la pofta Adinei de a se distra la zilele orașului, eu am apucat să iau câteva fișiere direct din seiful de sub primărie. Imediat veți vedea toate fișierele care dovedesc existența orașului Izinești și cum tatăl blond era distrus și colonizat. Exact cum ați auzit, acum 26 de ani, tatăl ei a omorât sute de oameni și le-a distrus casele doar ca să-i facă un cadou prințesei lui la 18 ani. Alături este atașată o poză cu Adina în spital, ca să vedeți cât de rău a ajuns din bună voință, în timp ce eu vă aduceam aceste informații importante. Eu cred că a băgat legale și a luat mai mult decât prietenele ei. Iubire, stai! Deci nu pot să cred că tata a omorât atâția oameni să-mi dea mie cadou orașul ăsta. Bine, ești acolo? Da, ce vrei? Ești bine? Da, sunt bine. Nu, nu sunt bine, mă mai și întreb, dracu! Vrei să te duc acasă? Da, hai să mergem. Iubire, nu trebuia să reacționezi așa la restaurant, ai văzut câtă lume se uita la tine. Băi, băiatule, nu știi despre ce vorbești, am o întreagă istorie cu persoana asta, bârfe blondești, cine dragă o mai fi că nu mai pot? Mă terorizează de atâta timp și tu îmi spui acum că am făcut prea urât la restaurant, pe bune? Iubire, te rog, calmează-te, nu știam toate chestiile astea, abar n-am cine bârfe blondești. Oprește mașina. Hai mă, iubire. Oprește mașina, am zis. Calmează-te și hai să vorbim. Oprește mașina că mă arunc. Te rog, iartă-mă, nu am vrut. A, da? Deci nu vrei. Iubire! Oh, Doamne, deci noroc de silicoanele astea că mi-au amortizat căderea. Nu mai pot. Oare Mario mă folosea pentru bani și lucra pentru bârfe blondești? Poate ar trebui să angajez un hitman să omoare toți cetățenii din Blondești, așa sigur o să moară bârfe blondești. Ce dracu să fac? Deci Sasha n-a fost bârfe blondești tot timpul ăsta? Măcar ar trebui să-i pun niște întrebări. Mirabela! Mirabela, ești acasă? Mirabela! Alo, cine, Doamne, blonda! Unde ai fost, făi, fată? Te caută toată lumea de o săptămână întreagă. Haide, nu e timp de discuții, trebuie să mergem repede la Sasha. Aoleu, fată, dar m-ai luat așa, nici cafeaua n-am băut-o. Hai, am zis! Da, da, hai să mergem. Sasha! Doamne, blonda, mă mir că ți-a luat atât de mult să mă cauți. Credeam că am scăpat de bârfe blondești. Cum dracu s-a întors? Nu erai tu bârfe blondești? Doar nu credeai că va fi atât de ușor. Eu eram doar un ajutor, nu capul operației. Deci vreau să știu ce dracu aveți cu mine. Nu pot să cred că mă pedepsiți pentru ce a făcut tatăl meu acum aproape 30 de ani. Ce-mi place să te văd nervoasă. Deci gata, nu mai suport, vă mor pe toate. Deci sunt sigură că e vorba de invidia. Sunteți toate invidioase pe mine că am bani, că am un corp frumos, am buze frumoase, fața asta extraordinară, sunt inteligentă, sunt primăriță, sunteți toate invidioase. Doamne, tati! Dragul,
fac odată, nu mai pot să te ascult cum vorbești de invidie când bărfe blondești cea reală ți-e mult mai apropiată decât îți imaginezi. Ce? Adică mi-e mult mai... Adică, la ce te referi? Sasha, spune-mi ce zici acolo, Sasha! Sasha, răspunde-mi, ce dracu vrei să zici acolo, mi-e mult mai apropiat. Ce zici acolo, spune-mi! Sasha! Alo, Sasha, răspunde-mi! Deci te implor, răspunde-mi! Mirabela, hai să plecăm de aici, că nu mai pot, asta nu-mi răspunde! Blonda, încearcă să te liniștești, că la spital era să-ți plesnească o venă. Făi, Mirabelo, lasă dracu chestiile astea, deci după ce mi-a zis acolo Sasha, deci nu pot să cred, nu mai pot, îmi arde tot creierul, e încins. De acum încolo, pentru o perioadă nedeterminată de timp, vreau să le supraveghez pe Cova, Siela și Adina. Deci tot ce vor face o să vii să-mi spui mie, da? Ok, șefa, noapte bună. Cu cardul. A, ce s-a auzit? Deci ascultă-mă, eu am fost prima care a ajuns acolo și a venit mironosița aia să-mi ia rolul, dar lasă, că o prind eu. Adina foarte violentă, să nu mai poți să te mai deplaseze, la niciun casting, ever. Ce-a zis, Doamne? Ai pus tot aici? Da, am pus tot. Auzi, să nu spui la nimeni că te-am ajutat. Da, da, nu, stai calm, n-o să spun la nimeni că tu m-ai ajutat. Doamne, deci nu pot să cred că Cova s-a văzut cu un bărbat să primească informații despre blonda. Cred că ea e bârfe blondești. Ok, ok, o să fiu epilată și data viitoare. Bine, hai, te pup, pa! Doamne, deci nu cred și Siela s-a văzut cu cineva să obține informații despre blonda. Bună ziua, mulțumesc mult, mulțumesc. Are și puțin alcool în el, nu? Deci nu pot să cred, Adina vrea să o otrăvească pe blonda. O să o cheme aici și după să-i pună o travă în băutură ca ea să bea băutura și să moară. Trebuie să-i zic blondei. Dar domnișoară, credeți că noi am vrut? Nu, nu mă mai întrerupe. Nu, nu mă mai întrerupe. Păi da, v-am zis. Nu vreau să mai aud nimic în secunda asta. V-am dat jumătate de oră să-mi pregătiți comanda. Au trecut 30 de minute din secunda în care am comandat până când am primit comanda și totuși tot mi-ai greșit fiecare chestie din ea. Lasă că poate a venit mai rece, lasă că poate se simtea plastic. Tu înțelegi că mi-ai greșit tot? Ți-am specificat la cartofi, fără sare, ai pus cu sare. Lame puișor fără castraveți. Mi-ai pus 3 castraveți. Uite, uite cum se băltesc aici în oțetul ăsta. Deci tu să mănânci asta dacă o vrei. Că sigur ți l-ai făcut ție, că eu ți-am zis total altceva decât ce am primit. Ești incompetentă. Incompetentă, nu știu cine dracu te plătește pe tine sau cine te-a angajat, dar clar mi-ar plăcea să vorbesc cu ei. Nu știu ce cauți tu aici. Tu meritai să fii undeva la benzinărie. Să primești un singur client pe zi. Nu, nu te descurci cu volumul ăsta de clienți. Ești praf. Dar-mi pare rău. Nu, nu, îmi vreau banii înapoi. Cova foarte, foarte violentă, mai are puțin și rupe capul. Ok, da. Doamne, deci nu pot să cred. Nu m-ar mira dacă ar lua-o la bătaie pe blonda. Trebuie să-i spun neapărat.